Finanțatorul Dan Adamescu este adeptul dictonului festina lente, adică grăbește-te încet. Miliardarul bucureștean a amânat pentru a doua oară întâlnirea pe care trebuia să o aibă cu Narcis Răducan. Marea discuție ar trebui să aibă loc pe data de 25 iunie. Lucian Ciofoaia, președintele Consiliului de Administrație de la Oțelul, și Remus Pascu, directorul executiv, vor participa și ei la întâlnire. În urma discuțiilor care vor avea loc, se va ști pe ce drum va porni Oțelul. Va renunța TNG la echipă, va plăti suma de 500.000 de euro pentru a fi ridicat sechestrul, se va întoarce Petre Grigoraș la echipă. Toate aceste întrebări își vor putea găsi răspuns după întâlnirea de marți 25 iunie.